La școala generală numărul 29 din Galați, elevii au învățat cum să mănânce sănătos, au participat la realizarea prăjiturilor de casă și au donat pentru o familie necăjită. Evenimentul în care au fost angrenați atât profesorii, elevii, cât și părinții, a avut drept scop strângerea de fonduri pentru un copil a cărui casă a fost mistuită de un incendiu. Cred că este o nebunie frumoasă, este o nebunie dulce, pentru că pe lângă ceea ce facem din punct de vedere școlar, strict școlar, cred că uneori este necesar să învățăm și altceva. Și educația cred că înseamnă și altceva, nu doar, eu știu, veșnicile lecții pe care le facem în clasă și cunoștințele pe care trebuie să le acumuleze. Cred că ei trebuie să învețe și să se hrănească sănătos, pentru că trebuie să știți că toate ingredientele din aceste dulciuri sunt cât se poate de sănătoase, cât s-a putut de sănătoase, și conțin fructe care cresc, mă rog, sau se cultivă aici la noi în țară, tocmai ca ei să aibă acest spirit de a consuma alimente care ne aparțin, într-un fel. Manifestarea desfășurată la școala numărul 29 a stat sub deviza Mănâncă responsabil, iar elevii și părinții au fost încurajați să gătească folosind produse cât mai naturale, ecologice, furnizate de producătorii locali. Am pregătit astăzi brioșe cu morcov și nucă, brioșe cu măr și trandafir din măr. Să scrie într-un program făcut? Da, școala este pe un program eco, încercăm să învățăm copiii să mănânce responsabil și cât mai sănătos și să consume fructe și produse cât mai naturale și pe plan local. Am gătit o ruladă cu fructe, cu vișine conservate, puse de noi la conservat din toamnă, la sirop. Și căpșunele la fel. Dulciurile preparate au fost jurizate chiar de cei mici și cumpărate de părinții pofticioșilor.